Salut, dragi prieteni de pe blogatul.ro! De această dată ne aflăm alături de Paula Selling, care este pentru a cincea oară la acest spectacol minunat, în parteneriat cu Asociația Vaschiada, și o să o întrebăm cum te-ai simțit încă o dată și cum ai simțit publicul craiovean din această seară. Cam fiecare seară când vin la Craiova pentru acest spectacol deosebit, publicul a fost foarte cald și foarte primitor. Sper că au simțit și ei din partea mea bucuria de a fi aici, așa cum eu am simțit din partea lor căldură și energia pe care mi le-au dat. Nu știu, e pentru mine, abia aștept, sau cum să zic, nu este preajma sărbătorilor sau nu e decembrie complet dacă nu sunt aici, la Craiova. Spectacolul ăsta a devenit pentru mine nu doar o mare bucurie de a fi aici cu Corul Angelos și cu Asociația Vasileada, ci și o obișnuință și un firesc. Dacă nu se întâmplă așa, parcă n-aș fi completă, nu știu, parcă anul n-ar fi complet. Unde îți vei petrece sărbătorile de Crăciun? Sărbătorile în Maramureș sau de unde? În Maramureș, sigur că da. E o lege. An de an, de ziua mea, sunt la Baia Mare și părinții mei. O singură dată în toată viața mea am fost la București. Odată am cântat de Crăciun, chiar în seara de Crăciun, și nu mi-a fost deloc bine. Am fost singură și departe de casă și fără lucrurile normale și firești care se întâmplă de sărbători, de Crăciun, drept pentru care am luat hotărârea ca niciodată să nu mai fiu departe de casă. Crăciunul e sărbătoarea familiei, ți-e scuze că te întreb, Crăciunul e sărbătoarea în care suntem alături de familie, iar Revelionul e atunci când petrecem, suntem cu prietenii și facem chef, ne îmbătăm câteodată și mai departe. Aș vrea să te întreb, cum vei petrece Revelionul anului 2010-2011, dacă vei concerta pe undeva și ce planuri ai pentru anul următor? E foarte ciudat că e o vorbă care spune că acolo unde te prinde anul nou, acolo vei petrece tot anul, sau așa vei petrece tot anul. Și anul acesta, în mod normal, Revelionul mă prinde pe scenă, pentru că de Revelion cânt. Iar anul acesta, în mod special, mă va prinde tot pe scenă, însă în postura de prezentator, pentru că alături de Ovi vom prezenta selecția națională de la Eurovision, care va avea loc exact în noaptea de Revelion. Așa că pare să că așa o să tot anul. Felicitări pentru, apropo de asta, felicitări pentru prestația de la Eurovision. Ți-am ținut pumnii și chiar am făcut o emisiune. Dacă mai ai nevoie să spunem, noi am postat pe blog vreo 10-15, poate chiar 20 de articole de susținere pentru tine și pentru Ovi. Vă felicităm încă o dată pentru locul tău obținut. Și pentru noi sunteți câștigătorii Eurovision. Mulțumim. Dar hai să trecem și la spectacol în această seară, la partea de album de colindere. Ai spus că vei lansa sau ai lansat? Da. Este aproape gata. Da? Când va fi lansat și câte piese va cuprinde acest album? Nu știu dacă anul acesta vom putea să avem un spectacol propriu-zis de lansare, însă el se va lansa pe site-ul nostru, începând cu vinerea. Poți da adresa site-ului. Da, www.paulaselin.ro. Acolo puteți să-l comandați și sigur că din primele 200 de comenzi vor fi cu tot cu autograf. Și acest album l-am înregistrat pe parcursul unui întreg an, pentru că inițial voiam să-l lansez anul trecut, însă am niște probleme personale, m-au făcut să nu pot să-l lansez atunci. Și am înregistrat în ianuarie restul materialului, în ianuarie-februarie, o parte din materialul de pe acest album. Două colinde le-am înregistrat acum în octombrie și iată că în sfârșit e albumul gata. E un album foarte drag pentru că reprezintă un fel de întoarcere acasă la părinții mei, pentru că are multe cântece specifice, orchestrate specific zonei Maramureșului. După cum ați ascultat și în seara aceasta, o mică mostră. Și, nu știu, colintele sunt cântecele mele de suflet și
dincolo de bucuria pe care o provoacă ascultarea lor, mie îmi dau o bucurie specială să le cânt. Și cred că asta este... Și asta înseamnă că a le cânta e o datorie pentru a mulțumi pentru darul ce l-am primit eu. 25 decembrie este și ziua în care te-ai născut, deci pentru tine este un dublu motiv de sărbătoare și noi îți mulțumim încă o dată pentru că darul pe care l-ai primit ni-l împărtășești și nouă și sperăm din tot sufletul să ne revedem, de fapt cu siguranță ne vom revedea aici, și la anul și Doamne ajută! Da. Mulțumim foarte mult, Paula, și sărbători fericite! Sărbători fericite.